Salut! Sunt Toma Constantin. Prin firma Embro Expert importăm mașini de brodat industrială Galaxy, softuri pentru broderie computerizată și de la Judith Device dispozitive care se pot atașa la mașinile de brodat industriale, respectiv dispozitive de tăiere TCD, dispozitive de atașat paiete, dispozitive de atașat mărgele, dispozitive de brodat cu șnur. O să urmăriți un tutorial în care îi arăt unui client care a achiziționat de la mine softul iClick cum să îmbunătățească digitizarea pe care el a făcut-o. În acest caz, este vorba despre persoană cu care eu nu am discutat înainte. El a preluat softul de la altcineva și încearcă să vadă cum funcționează și cum trebuie făcută această digitizare. El, nemai având legătură cu domeniul acesta, doar că știe să lucreze și probabil și în alte programe de grafică, gen Illustrator sau știu eu. Mă întâlnesc destul de des cu genul acesta de probleme. Adică, în momentul în care cineva cumpără de la mine o mașină Galaxy cu sau fără soft, am clienți care cumpără întreg pachetul, cumpără și softul iClick și mașina. Eu, când merg la instalare, stau acolo 2-3 zile în funcție de complexitatea mașinii, dacă a luat sau nu a luat și softul, și atunci lucrăm și discutăm în aceste zile pe mașină și pe soft. Dacă mașina este relativ ușor de învățat cum se lucrează cu ea, apoi priceperea, ca să zic așa, constă în a găsi soluțiile potrivite pentru produsul pe care vrei să-l faci. La softuri lucrurile par mai complicate. Este un volum foarte mare de informații și de date de care de obicei clienții se cam sperie și li se pare ceva foarte complicat. Din punctul meu de vedere, nu este complicat atâta vreme cât eu, la rândul meu, am învățat să folosesc atât mașinile de brodat, cât și softurile de broderie, fără să am nici o legătură cu acest domeniu, fără să am nicio legătură cu industria ușoară. Dintr-o întâmplare am ajuns să lucrez pe o mașină de brodat industrială și apoi pe un soft destul de rudimentar pe vremea aceea. Și eu consider că dacă eu am putut și dacă eu pot, din punctul meu de vedere, ar trebui să poată cam oricine. Bun. În cazul acesta, ce s-a întâmplat? Am mers la instalare, am prezentat mașina, funcționarea mașinii, am lucrat cu softul. Clientul a considerat probabil că softul este mult prea greu pentru el și a rugat pe altcineva să învețe softul și să o ajute cu digitizările. Depinde de voi cum vă dimensionați afacerea, dar ca să lucrezi și pe soft și pe mașină în condițiile în care să presupunem că ai și comenzi, s-ar putea să-ți ocupe destul de mult timp. Și atunci, clar că trebuie să aduci pe cineva care să te ajute sau să rogi pe cineva să te ajute. Așa s-a întâmplat în cazul ăsta și în alte cazuri. Repet, persoana care a făcut digitizarea pe care o să o vedeți nu a discutat cu mine absolut nimic, doar ceea ce i s-a spus cât a putut să i se spună de către clientul meu și în pachetul cu softul este un CD. Pe CD-ul acesta sunt niște clipuri. Clipuri care sunt explicate destul de bine, în care sunt arătați toți pașii pentru fiecare gen de cusătură pe care vrei să-l folosești sau, mă rog, cusăturile principale. Eu vă las să vedeți mai departe acest tutorial în care îi dau niște direcții și niște soluții și apoi îl rog să lucreze singur, să-mi retrimită și o să vedeți pe final încă două capturi folosite cu WhatsApp-ul în care îi mai dau câteva mici indicații. Și la modul ăsta mă gândesc să lucrez că e singura soluție, adică în cele o zi, două, trei cât petrec eu acolo
E clar că nu reușim decât să mișcăm lucrurile, adică să explic principiul de funcționare și principiul care se aplică în digitizare, care este modul de digitizare și după aceea, pas cu pas, pentru că eu pot să stau, dacă stau și o săptămână și două și o lună, tot nu reușește să învețe, să-l învăț tot pe respectiva persoană. Și atunci m-am gândit să lucrez la modul ăsta, îmi trimite ce a digitizat, eu văd, fac câte un filmuleț cu aceste corecturi și cu aceste sugestii și îl pun să le aplice, după care vedem ce mai este de făcut. Hai să vedem ce-i greșit aici. Prima dată să verificăm dimensiunea. Dacă apăs F7 poți să văd dimensiunea. E 102, bănuiesc că atâta ai vrut să faci. Iau imaginea și o trag lângă ca să văd mai bine. Da? De dimensionat, știi că se dimensionează foarte simplu. Dacă dăm Pro Edit, Pro Resize, dacă vreau să fac asta de 120, de exemplu, iau click stânga, țin apăsat până unde se termină, 102 are, eliberez click-ul și măresc la 120 și atunci va rezulta, da, F7, dimensiunea de 120. Bun. Primul impact, la ce îi cu roșu, avem intrări și ieșiri aiure, da? Și tăieri. Deci tot ce îi cu roșu, primele forme făcute, astea trebuie să meargă cursiv, din formă în formă, cu intrare-ieșire, astfel încât să nu avem nicio tăiere. Trebuie să optimizăm cât mai mult broderia, să nu avem tăieri. Faptul că s-a ales o poză de la o broderie făcută deja înainte, e foarte bine, e un avantaj, pentru că așa putem învăța, putem vedea ce tip de cusătură folosit cine a făcut broderia respectivă și putem și noi să imităm și încet, încet aplicăm soluțiile respective. Bun, deci primul impact e ăsta că avem aici foarte multe tăiere. Aici la roșu noi nu trebuie să avem nicio tăiere, numai la sfârșit. Și să ne jucăm cu punctele de intrare și ieșire. Ce mai observ eu? Că avem aici destul de neregulate formele astea create. Dacă mă duc pe noduri, observ că s-au folosit nodurile foarte dese, punctele de inflexiune foarte dese și toate drepte. Deci bănuiesc că nu știi cum să fac rotunde, curbe. Curbele se fac din click dreapta. Și atunci eu, în momentul în care construiesc, iau satinul, da, și dau click stânga, stânga, începutul. Și apoi mă duc mai rar cu ele. Click dreapta, dreapta. Dreapta, dreapta. Aici mă duc din nou dreapta, dreapta. Stânga, dreapta, dreapta, dreapta. Nu mai lasă să continui, pentru că mi-a apărut pop-up-ul ăla să salvez un new care era deschis. Da? Deci luăm de la capăt. Click stânga, stânga. Dreapta, dreapta. Dreapta, dreapta. Dreapta, dreapta. Stânga, dreapta, dreapta, dreapta. Și observăm când dăm click dreapta, da, nodurile noastre sunt reprezentate pentru un punct rotund, nu pentru un pătrat, și între ele tragem curbe, da? E, cum creăm noi perechile astea de puncte, direcția pe care le creăm, așa o să se ducă și împunsăturile.
ideal e să mergem cât de mult se poate perpendicular cu marginile. Da? Și apoi putem da escape, să închidem forma, sau putem da direct space. Și atunci, ce vedem cu verde, e punctul de intrare, unde o să intre, unde o să facă forma, și cu roșu e punctul de ieșire. Noi punctul ăsta roșu putem să-l punem unde avem nevoie. În cazul nostru, putem să-l punem aici. Da? Și am ieșit. Acum, dacă șterg prima formă creată, vedem că îi mai bine, e mai cursivă. Ce spuneam de direcțiile de brodare? Vedem că și aici nu sunt chiar perpendiculare, apar zonele astea. Încercăm să mai corectăm un pic, dacă mai putem. Dar e mai bine decât, de exemplu, aici, unde avem niște direcții de brodare total anapoda. De exemplu, aici, în punctul ăsta, vedem că se adună mai multe arțe la un loc care o să aibă un aspect nu tocmai plăcut. Da? Construim mai departe. Următoarea formă. Aici ai ales să mergi așa. Da? Aici, la fel, observăm că o să adună foarte multe arțe, care la fel nu o să fie plăcut. Dacă ne uităm pe ce a făcut cel dinainte, vedem că el l-a rupt aici, în colțul ăsta. Adică el a lucrat ceva de genul. Ăsta. O veni până aici. O termina forma cu space. Dau ieșire aici, intrare aici, ca să intru din una în alta. Și apoi vin cu încă o formă. Dacă dau din nou space, îmi ia direct satinul din perechi de puncte. Și vin așa. Deci eu tot dau click dreapta. Acum unde am curbe, dau click dreapta. Da? Și termin aici. Ieșirea aici, intrarea îi unde trebuie. Și ștergem și asta de aici. Deci, primul lucru îi intrare, ieșire și perechi de puncte. Dacă modul de a folosi perechile de puncte. Dacă mă uit pe formele mele și formele tale, vedem că formele mele sunt mai rare. Ațele sunt mai rare. Ia să vedem. Tu probabil ai umblat la densități. Să vedem ce densitate ai dat. Ai dat 0,2 mm. E enorm. 0,2 mm, imaginează-ți că într-un milimetru tu o să așezi 5 ațe. E enorm. Softul din așa e setat să aibă aici densitate de 0,5 mm. Asta e o densitate bună, mai ales pentru ața metalică. Ața metalică e un pic mai dură decât ața normală și atunci putem merge cu densitatea asta de 0,5 și să avem o umplere destul de bună. Da? Ce nu ai mai făcut aici? Nu ai folosit deloc underlay. Underlay este o cusătură pe care o putem pune pe sub forma noastră. Rolul este de a stabiliza țesătura de backing, da? De suportul ăla de folie sau hârtie ce punem de desubt. Și ațele se așează mult mai bine. Noi creăm un suport pe care venim apoi cu forma finală. La genul ăsta de cusătură, dacă stau și măsor aici, unde am mai lat, am undeva la 4,75 mm
Să zicem că îi ar fi suficient un underlay pe contur. Da? Și atunci am selectez ăsta de aici, mă duc aici și văd enable underlay. Și dacă îi dau enable, el mi-a activat aici 3 tipuri de underlay și aici 2. Zona asta e pentru dual path. Deci ce creăm noi din perechi de puncte, cum am creat satinul ăsta? Zona de aici e pentru closed path. O să vedem mai încolo cum am făcut, cum facem closed path-ul, tatami. Da? Și atunci noi ne uităm aici la dual path. Scoatem center, scoatem double zigzag și rămânem cu underlay-ul pe margini, edge running, da? E, dacă ne uităm aici, vedem că iese de sub broderie în zona asta. Asta ce înseamnă? Că pasul nostru e prea mare. Dacă dăm din nou click aici, suntem în zona de underlay, ne ducem pe running și vedem că avem pas de 3. Pasul de obicei eu îl pun de 1,5 mm. Da? Și vedem deja că s-o așeza mult mai bine față de margine. Aici avem posibilitatea, dacă am făcut o probă și vedem că totuși sunt zone în care ne rămâne underlay-ul ăsta, nu trebuie să vadă, el trebuie să rămână dedesubt. Dacă ne iese pe lângă broderie, atunci aici ne putem duce față de margini, el e la 80% din lățimea, din mărimea pasului ăsta. Putem să ne ducem mai în interior sau mai în exterior. Dacă ne ducem la 60, vedem că a intrat mai înăuntru. Deocamdată lăsăm 80, că eu cred că o să-l acopere. Da? Și ce posibilitate avem în cazul ăsta? Ne-am stabilit parametrii ăștia pentru satinul nostru. Putem lua și celelalte două elemente pe care le-am creat. Dacă țin Shift, pot să pe ce elemente dau click, mi le selectează. Dau click dreapta și dau copy properties from. Și zic să-mi copie proprietățile de aici. Și atunci el mi-a pus underlay-ul așa. Bun. În faza asta am făcut asta. Mai putem face altceva. Dăm click pe o formă din asta, a căror proprietăți sunt setate și mă duc aici la save to, el își dă calea și dau save. Și am salvat proprietățile astea în modelul nostru, în modelul pe care lucrăm acum. De acum înainte, până vom schimba alte setări, tot ce facem satin în modelul ăsta, o să ne ia el automat setările astea cu underlay-ul, cum l-am dat noi și așa mai departe. Ok. Care e următoarea formă pe care ar trebui să o facem? Eu m-aș duce să o fac și pe asta de aici, ca să mă scap și să am simetrie. Și ca să am simetrie pot să fac, le selectez pe cele două, dau control de duplicate, flip vertical și dacă țin controlul apăsat, o să mi-l ducă aliniat în aceeași poziție și o să mi-l facă acolo. Ei, numai că aici, da, hai să-l ștergem pe cel vechi, dacă-l identificăm, ăsta îi. De aici eu trebuie să ajung cumva. Și cum ajung? Ajung cu un running stitch. Deci dacă o să rămână un running stitch aici, pe mine nu mă deranjează. Și atunci iau aici running stitch. Și mă duc pe dedesubt, unde știu că o să am forme brodate, mă duc și mă leg de formele create de mine. Deci am dat running stitch de acolo și acum trebuie să-l ordonez, da? Să-i dau unde trebuie să-l pun, că eu trebuie să-l pun, pardon, între ăsta și ăsta, da? Dacă mă uit aici, stai să fac eu ce am creat, să fac cu, până acum să fac cu altă culoare, fac cu verde ca să-l vedem, da? Deci trebuie să mă duc între ăsta și ăsta, da? Că avem
asta, dacă dau tab, sare la următoarea. Ăsta, ăsta. Ei, running-ul ăsta trebuie să-l pun între ăsta și ăsta. Și atunci dau click dreapta. Order. In front of, în fața lui, ăsta. Și atunci l-o ordona, da? Dacă dăm, click pe dăm tab, o să treacă în running. O să treacă aici. Aici trebuie să-mi pun punctul de intrare aici. Eu l-aveam aici, dacă bine ține minte. Mă duc pe noduri. Iau punctul de intrare și îl pun aici. Punctul de ieșire e corect. Ăsta e corect. Bun. Mai departe. O să fac S-ul ăsta. Nu, iau satinul și încep. Clic stânga, stânga. Și apoi tot clic dreapta. Că avem totul curb până dintr-un capăt în altul. Și tot cu clic dreapta încerc să mă duc cât mai ordonat. Deci eu trebuie să am ieșire aici, intrarea o pun aici. Aici un pic nu-mi place și atunci încerc cumva să corectez, să-i fac curbura asta mai curbă. Așa. Cam așa. Ok. E, ce observ eu aici, că el a luat toate trei underlay-urile. Și nu știu de ce. Trebuia doar unul. Îi mai dăm o dată save to. Să vedem dacă ne ascultă. Bun. Următorul îl fac ăsta de aici. Hai să vedem aici ce soluție adoptăm. Ne uităm, de-aia zic că e foarte bine că s-a folosit un model care deja e brodat. Să zicem că e corectă abordarea. Numai la fel e făcut din puncte drepte foarte dese, nu e făcut din puncte curbe. Și atunci așa o să lucrăm și noi. Aici dau click stânga ca să fac vârful acela. Aici, din câte observ eu, nu tare s-a mers simetric. Următoarea, creăm ăsta de aici. Intrare și ieșire de aici. Da. Acesta îl putem face duplicate. Doar că modificăm intrarea și ieșirea. Da. Și iar ăsta de aici îl facem duplicate. Și îl punem în jos. Și facem intrare aici.
ieșire aici. Și ne-am creat deja un element din asta pe care îl putem multiplica. Să le creăm restul. Șterg ce a fost lucrat până acum. Da, și observăm că nu mai avem aici nicio tăiere. Așa trebuie lucrat. Bun. Aici o să-ți trimit fișierul înapoi, să le multiplici tu și să faci legătura. Noi ieșim aici și următorul începe aici. Ne ducem cu running stitch, te duci cu running stitch pe aici și faci legătura cu celălalt. Bun, hai să-ți arăt și cum. Deci iau cei cu verde, îi dau duplicate, control D. Îi dau aici minus 90, că ne-l întoarce în sensul trigonometric. Îl trag aici. Și ce am de făcut este să mă duc cu un running de aici. Până aici și dau order in front of ăsta. Și dacă șterg și al doilea segment care vedem la fel că nu avem nicio tăiere. Și acum luăm tot ăsta. O să-l așa, să-l facem duplichetă. Îl punem aici. Duplichetă îl punem sus. Ok, astea o să te las pe tine să le faci. Așa. Mai departe. Dacă mă duc aici în 3D, ce mai observ? Tu ai folosit doar cusătură satin. Satin ce înseamnă? Înseamnă că mașina o să împungă, după cum se vede, doar în lateral. Da? Dacă ne uităm pe ce a făcut cel dinaintea noastră, vedem că aici avem altfel de cusătură. Nu împunge doar în lateral, că e un tatami, îl numim noi. Deci tot ce avem aici, în interior, s-a folosit tatami. Și care tatami? Ia să vedem aici ce ai folosit. Aici ai folosit satin. Aici foarte... E bun și satinul, pentru că ațele merg așa, radial. O să pun un paralel satin fil. O să pun asta. O să pun un non-paralel tatami. Asta de aici o să pun, da?
dacă mă uit, da, el așa o să mi-l brodeze. Da, deci tot ce e aici trebuie transformat din satin în tatami. Aici, pe zonele astea unde vrem să urmărim cațele să meargă radial, folosim acest non-paralel tatami, care e de aici din perechi de puncte ca și satinul, unde avem câmpuri în care putem merge, cum a mers și el aici, pur și simplu cu ațele orizontal, luăm un tatami, pur și simplu un tatami normal, și ăsta nu mai e din perechi de puncte, aici creăm doar mergem doar pe contur, da? Și când am ajuns la sfârșit, îi dăm pur și simplu Escape sau Space și el îl închide singur. Da? Și aici putem să-i dăm, în afară de intrare-ieșire, și sensul de brodare. Da? După cum observăm, dacă îl iau ăsta deoparte, el și-a luat underlay, ceea și un underlay bun, îl putem folosi. Aici avem niște linii punctate, ceea ce ne duce cu gândul că el e setat pe tatami, setat pe satin. Și atunci ne ducem aici, îl selectăm și îi dăm type 1. Și o să ne-l fac așa. Deci e tatami, da? Nu mai e satin. Hai să-l facem și pe ăsta, să zicem albastru. Da? Deci trebuie să modifici. Faci asta, le folosești cum am zis. Deci le multiplici, completezi aici. Transformi aici tot ce avem în tatami. Aici ai preferat să luăși loc gol. Noi lucrăm, o să se lucreze. Deci aici tu n-ai făcut nimic. El, după cum vedem în poză, e un tatami alb. Da? Pune și tu un tatami alb, pentru că o să se brodeze pe o catifea. După cum vedem, o catifea bordeaux. Catifeaua atunci aici o să-ți rămână bordeaux. Deci trebuie și aici să pui tatami cu alb. Un tatami simplu, să umpli golurile astea. Și conturul ăsta, aici cum l-ai construit oare? Ai făcut un tatami și ai practicat o gaură. Astea, contururile astea se fac foarte simplu din single pat satin, care e ăsta de aici. Da? Și care lucrează așa. Da? Eu, având un cerc perfect, pot să mă duc aici să-mi iau un cerc. Da? Dacă țin alt apăsat, îmi creează un cerc perfect. Deja am avut selectat aici single pat satin și mi l-a făcut direct single pat satin. Îl dimensionez la cât îmi trebuie mie. Da? Și ce mai am de făcut? Îi să-i dau lățimea, grosimea. Vedem că e mult mai lat decât îmi trebuie. Dacă mă duc aici și măsor, F7, avem 2 mm. Dacă mă duc pe single pat satinul meu, aici avem width. Și zic 2 mm. Și l-am creat. Așa se creează acest tip de cusătură. Bun, îți salvez ăsta așa cum îi, ți-l trimit și după ce corectez tot ce
Ți-am spus, îmi mai trimiți o dată și să vedem ce mai e de corectat. Da, acum clar e mult mai bine. Mai ai câteva corecturi de făcut. 1. Aici, aici, aici și aici nu ai underlay deloc. Părerea mea e să dai underlay. Să dai la fonturile astea underlay din asta. Și aici poți să dai, ai contur. Poți să-i dai și un zigzag. Așa. Aici ai mers cu satin. La fel trebuie tatami. Pentru că ai să vezi că dacă observi, aici softul îți face linii punctate. Când îți face linii punctate, nu sunt ca aici linii continue, când îți face linii punctate, îți atrage atenția că pașii sunt prea mari și atunci trebuie să-i mai reduci. Și atunci fă aici tatami. Ai unele zone, cum ar fi aici și aici și aici, unde trebuie să faci suprapunerea mai mare și ăsta trebuie să-l dai la sfârșit ca să-ți acopere toată asta, să fie ca o ramă, ca un chenar. Da? Și atât ai tot, în principiu ai putea să-l bagi în mașină. Încă ceva important. La sfârșit, înainte de a-l băga în mașină, ai aici design start point, design end point. Astea dă-le în centru. Da? Și apoi îi dai export pe stick și o să-l facă DST. Aici e originea desenului, acolo unde fixăm, punctul în care noi fixăm mașina și ea de acolo știe unde să se ducă ca să facă broderia.